Bună draga mea, sunt luna ala. Hai să vedem care sunt promisiunile astrelor pentru zodiale în anul 2021. La începutul anului 2021, vei petrece în așteptarea îndeplinirii dorințelor tale prețuite, realizarea planurilor tale grandioase mai ales că latura ta financiară în această perioadă va fi la cel mai înalt nivel, anul acesta poate deveni de neuitat pentru tine, ultimele tale îndoieli cu privire la pașii tăi în afaceri și în viața personală vor dispărea, ceea ce îți va întări credința în corectitudinea căi alese, înțelepciunea ta te va ajuta să eviți greșelile inutile în relațiile cu persoana iubită, deoarece, mai aproape de vară, Poți avea sentimentul că toată lumea din jurul tău încearcă doar să te ajute pentru propriile tale scopuri, nu îți vei da seama că aceasta este doar dorința oamenilor din jurul tău de a te sprijini în succesul tău, iar dacă tu nu devii nervoasă și îngrijorată în acest sens, vei putea crea o echipă de profesioniști adevărați, cu care vei avea toate șansele să lucrezi productiv în următorii ani. Toamna este bine de petrecut cel mai bine pentru sărbătorile în familie, în special prima jumătate a acesteia, aceasta este perioada care va deveni un refugiu liniștit pentru tine, iar comunicarea cu familia va fi cea mai pozitivă cale. Mai aproape de iarnă, ai putea dori să aduci un omagiu celor dragi pentru sprijinul acordat, ei putând conta pe cadouri scumpe pentru sărbătorile de anul nou. Sănătatea ta, poate? va fi cea mai mare problemă? Nu ar trebui să speri că ai sănătate de fier și astfel totul se va stabili de la sine. Dacă te aștepți să sărbătorești anul nou altfel decât într-un pat de spital, ci înconjurată de persoane dragi și prieteni, găseșteți timp pentru o odihnă pe termen scurt, relaxează-te mai des, copiază comportamentul felinelor. În 2021 poți deveni o persoană publică. În jurul tău se vor forma grupuri, urmărind aceste sau acele interese ale tale. În fiecare dintre aceste grupuri, vei putea fi atât lider cât și adept. Este important să faci o alegere la timp și să nu te îndepărtezi de propunerile pe care soarta însăși ți le va oferi pe tot parcursul anului. Conceptul de activitate superioară și independență ar trebui să devină cheie. În 2021 îți vei construi propriul destin cu o creștere maximă în societate. Acest lucru va necesita eforturi semnificative pentru a depăși ambiția și egoismul, ceea ce poate perturba relațiile tale publice și, prin urmare, te va împinge pe calea predeterminată de providență. Apărarea intereselor societății ar trebui să fie principala ta activitate în anul taurului de metal alb. În acest caz, va trebui să înveți cum să iei decizii rapid și să îndepărteze imediat opțiunile neclare pentru dezvoltarea evenimentelor. În acest context, o căsătorie bazată pe dragoste și apropiere spirituală se va dovedi reală. Aceasta va fi o șansă care rar ori îți poate reveni. Poți avea ocazia să-ți dai seama că poți găsi fericirea întregii tale vieți într-o singură cupă de șampanie. Este evident că trebuie să știi când să o accepti, dar și să ai curajul să obei, dar un alt curs al evenimentelor este de asemenea posibil, dacă ești dintre cele obișnuite să-și construiască relațiile cu lumea, pornindă doar din interese pur personale, vreau să spun mercantile, cu propriile mâini poți distruge tot ce ți s-a întâmplat vreodată, în 2021 vei putea să te ridici în societate la nivelul unui judecător de încredere cu cele mai responsabile decizii, aceste lucruri nu numai că va crește stimata de sine, ci va îmbunătăți și baza pe care în prezent șezi. Pericolul perioadei este că norocul acesta nu se va întoarce, încrederea publicului este ușor de câștigat o singură dată, a doua încercare va fi umbrită de amărăciunea suspiciunii, Puritatea gândurilor și dreptatea supremă sunt principiile de bază prin care tu va trebui să retrești acum este important să-ți amintești că trebuie în mod categoric să excluzi ipocrizia și standardele duble. În viața de zi cu zi, 2021 va fi o perioadă de testare a forței pentru tine. Un lanț de probleme de sănătate cauzate de supra-solicitare este destul de probabil. De aceea, este important să distribui forțele pe tot parcursul anului și să nu te ocupi de sarcini imposibile. În acest caz, Va trebui să uiți de o felină prelungită, deoarece orice deconectare de la realitate este plină de ruperea legăturilor. Există chiar riscul de a fi șomeră multă timp, fapt care anulează astfel toate șansele geniale de carieră ale anului. Dacă ești încărcată de responsabilitatea pentru familie sau animalele de companie, vei avea multe griji, în relațiile cu gospodăria, Va trebui să arăți maxim de tact și răbdare. Cea mai intensă perioadă în acest sens va fi perioada de iarnă. Dragostea pentru Leon anul 2021 Anul 2021, al taurului de metal alb potrivit zodiacului chinez, îl vei putea numi în siguranță anul iubirii și prosperității în domeniul relațiilor cu cei dragi. Desigur, dacă altceva a făcut parte din planurile tale, atunci chiar un an atât de favorabil ca 2021 se poate dovedi a fi prea pretențios pentru tine. La începutul anului 2021, aspectele astrologice favorabile de pe astrograma ta natală vor oferi un impuls extrem de puternic începutului schimbărilor din sfera emoțională. În această perioadă, vei fi într-un fel de poziție privilegiată în raport cu ceilalți astfel încât orice afacere amoroasă se va îmbunătăți în acest moment de la sine, dragostea ta va fi suficientă pentru toată lumea, cu alte cuvinte, la începutul anului 2021, poți crea nu unul, ci mai multe romane alternative simultan, și chiar mai mult, până la sfârșitul lunii februarie fără ca vreunul să ajungă la concluzia sa logică, este logic să concluzionez că, chiar și pentru cele care trăiesc în uniuni de lungă durată și căsătorii, loialitatea față de partenerul lor nu va fi modul de comportament dominant pentru această perioadă. Ei bine, dar păstrează această informație doar pentru tine. Începutul primăverii lui 2021 nu va întări decât tendințele inițiale ale anului 2021, tu vei fi încântată să te simți liberă de obligații, Fluturarea și manevrarea între relațiile de dragoste recent atașate se va manifesta în mod clar și evident, în realitate, comportamentul tău nu va fi altceva decât o nevoie internă de renoire a conexiunilor care și-au pierdut multă timp sensul și a sentimentelor care și-au pierdut claritatea anterioară, ca întotdeauna, alegerea rămâne în funcție de leul din tine dar dacă dorințele tale sunt concentrate pe menținerea relației tale serioase cu persoana pe care o iubești, atunci în loc de rătăciri periculoase, ar trebui să-ți transformi imaginația și să-ți încălzești ușor și constant furia sentimentelor intime față de partenerul tău. Oricum ar fi, consecințele comportamentului tău nepăsător nu vor dura mult, încă din aprilie și mai 2021. Relațiile cu persoana iubită vor fi pe punctul de a se rupe. În plus, situația ta poate fi agravată de situația emoțională instabilă caracteristică în această perioadă. Chiar și cel mai mic flac poate duce la scandaluri grave care ți agravează relația. Între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, există o mare probabilitate de înșelăciune și infidelitate din partea partenerului. Pentru unele dintre voi. Acesta va fi un răspuns bine meritat de la un partener față de comportamentul tău, pentru altele poate fi o lovitură. În orice caz, dacă ești încă liberă la începutul verii 2021, atunci ai grijă dublă să nu începi o nouă romanță, deoarece altfel inima îți poate ajunge frântă. Totuși, vara anului 2021 poate avea un efect benefic asupra relațiilor tale de dragoste. Dacă dorești să fii fericită, nu lăsa pe alții să interfereze cu relațiile tale intime, din potrivă, ascultă doar vocea persoanei iubite. În august 2021, pericolul poate sta în așteptarea de la rudele apropiate. Aparent, cuiva nu i-a plăcut romantismul tău de lungă durată, pot fi multe motive pentru această transformare a evenimentelor de la ostilitatea personală la circumstanțe obiective, dar cu siguranță pot spune că în această perioadă, o persoană care are argumente împotriva relației tale va încerca să semene semințe de discordie între tine și partenerul tău. Situația poate continua în septembrie fără a preconiza modificări semnificative pentru o perioadă suficientă de lungă. Dacă nu ai obligații față de persoana iubită, atunci vei avea la dispoziție multe alte opțiuni care permit manevre semnificative în această zonă. Pentru tot ceilalți lei, în septembrie 2021 al taurului de metal alb, va veni momentul adevărului, când va trebui să iei o decizie de care va depinde soarta ta viitoare. De fapt, nu ar trebui să-ți fie frică de acest moment, decizia în sine nu contează, Relația dintre tine și lumea ta interioară va conta. Turiști să îți creezi probleme semnificative în viitor dacă o decizie plăcută în acest moment este în dezacord cu normele morale pe care le accepti. Ultimele luni ale anului 2021 se vor desfășura într-o stare de conștientizare a semnificației realizărilor din perioada trecută. Și în timp ce unele aspecte ale sectorului iubirii pe astrograma ta natală vor contribui la frumusețea și atractivitatea ta pentru sexul opus, te poți simți totuși detașată de societatea din jurul tău. Mare parte din cele întâmplate în ultima perioadă ar trebui să fie luate deoparte și puse pe rafturile sufletului tău, astfel încât cea mai bună soluție pentru această perioadă pentru tine va fi odihna. Cariera și banii pentru leu în anul 2021 În acest an al taurului de metal alb În multe feluri vei fi norocoasă cu partenerii de afaceri Încheierea contractelor de succes este probabilă Partenerii și clienții tăi se potă bucura de succes Autoritate și, în general, oamenii din jurul tău pot fi destul de influenți Totuși, ca și în ultimii ani trebuie să fii atentă să nu alergi la oamenii necinstiți. Anul acesta poate fi chiar mai multe decât înainte. Afacerile în carieră, din februarie până la jumătatea lunii aprilie vor încetini. Problemele și greșelile la locul de muncă vor fi enervante. Este de dorit o precauție extremă și să te abții să iei decizii serioase, chiar dacă vei fi pusă direct în colț. Prefătă că ești maimuță, nu vorbi, nu auzi. Puneți ochelari de orb. Tocmai în acest moment, activitatea ta, cu un grad considerabil de probabilitate, poate fi asociată cu munca peste hotare. Partenerii străini se pot comporta ciudat, iar acest lucru este în mare măsură responsabil pentru dificultăți și întârzieri în muncă și bani. În acest moment, va trebui să refaci ceva, să te întorci la vechile afaceri. În plus, a doua jumătate a lunii aprilie, și în special iunie 2021, va fi furtuloasă și semnificativă. Va trebui să fii activă, energică și curajoasă pentru a obține succesul în domeniul profesional. Dar riscul trebuie luat cu atenție. Impulsivitatea poate răni atât partenerii cât și reputația ta. Iunie va aduce atât evenimente plăcute, cât și situații riscante. Șefii tăi în acest moment pot fi liniștit și conflictuali, lucru care poate dura până la jumătatea lunii iulie. De la sfârșitul lunii aprilie până la începutul lunii iunie, relațiile cu partenerii din alte țări se vor îmbunătăți și vor primi o nouă rundă de dezvoltare. În ultima a anului 2021, fii atentă la colaborare pentru că unii dintre partenerii tăi te pot aduce acolo unde nu ar trebui îi poți vedea distors în și înșiși nu se vor comporta în cel mai bun mod cu tine. Locul tău de muncă în 2021 poate suferi modificări semnificative. Funcțiile și îndatoririle tale zilnice la locul de muncă vor fi redefinite. Vor fi transformări în echipă. Influența ta la locul de muncă va crește. Șansele sunt -o bune ca în domeniul tău de activitate din munca anterioară să se schimbe poate că ți vei schimba locul de muncă. Echipa de colegi nu va fi la fel, până în noiembrie ferește de intrigile din partea lor. Aceste lucru este valabil mai ales pentru începutul anului, apoi pentru luna august, septembrie, noiembrie și decembrie. La sfârșitul toamnei, situația va fi extrem de încordată, se poate pune presiune asupra ta sau poți cădea în lista de concedieri în masă. Situația financiară din anul 2021 a taurului al poate să continue să fie slabă. Banii pot fi obținuți cu dificultate, prin tensiune și depășirea obstacolelor. Mai multe decât atât, vor fi încă mai puțini decât te aștepți. Trebuie să cheltuiești cu atenție și cu precauție. Senzația de restrângere a fondurilor va dura până în noiembrie. După care situația financiară va începe să se îmbunătățească semnificativ, ai grijă la împrumuturi și investiții înainte de începutul lunii februarie, precum și în august și septembrie. În acest moment, cel mai probabil sunt pierderile monetare, pot exista și probleme de moștenire. Viața de familie pentru le în anul 2021. Este dificil de combinat viața de familie cu munca, dar este posibil. Dacă ești născut în prima decadă a semnului Leu, respectiv între 23 iulie și 1 august, vei încerca să îmbini armonios munca cu viața personală, dar sentimentul de responsabilitate pentru familie și dorința de a atinge anumite înălțimi în carieră tate vor trage în direcții opuse, dacă ești născut în a doua decadă a semnului Leu, respectiv între 2 și 12 august. În anul taurului de metal alb, trebuie să te ocupi de treburile casnice grele, dar necesare. Copiii și problemele urgente la locul de muncă vor aduce multe crampe nervoase. În februarie, vei dori romantism, renoirea relațiilor, vei deveni tandră, vulnerabilă și amoroasă. Folosește acest timp pentru a consolida legăturile familiale și nu pentru a ridica coada. Dacă ești născut în a treia decadă a semnului leu, respectiv între 13 și 23 august, în anul 2021, din cauza unei situații financiare dificile, poți agrava relațiile de familie, poate scădea stima de sine, poate crește agresivitatea și sentimentul de vinovăție. Este important pentru tine să ai sprijin în rudele și prietenii care te pot ajuta să reziști fără să te abați de la principiile și pozițiile tale. Acorde mai multă atenție copiilor și părinților, acesta este spatele tău puternic. În a doua jumătate a anului, vei fi preocupată de problemele imobiliare, este posibil să primești o moștenire. Sănătatea pentru leu în anul 2021 Practicitatea și raționalitatea în tot ceea ce privește sănătatea pot deveni de viza anului 2021, conform zodiacului chinez definit ca anul Taurului de metal alb. Deja la începutul anului 2021, datorită caracterului tău ambițios natural, poți obține rezultate excelente. De exemplu, dacă fumezi sau ești supraponderală, atunci începutul anului 2021 va fi favorabil să depui eforturi decisive în această zonă. Cu alte cuvinte, dacă vrei să mergi la o dietă sau să începi o nouă perioadă din viața ta în care nu există loc pentru nicotină, atunci probabilitatea de succes este destul de mare. Cel puțin până la jumătatea primăverii, este periculos pentru tine să abuzezi de o vizită la solar. De asemenea, în această perioadă, trebuie să acorzi atenție stării imaginii tale, dacă ai chiar și cele mai mici suspiciuni, atunci asigură-te că contactezi specialistul corespunzător. În martie 2021, ar trebui să fii atent atunci când utilizezi obiecte și mecanisme care pot pune viața în pericol. Sistemul nervos va fi epuizat la începutul primăverii 2021, în plus, oboseala, acumulată după o serie de perioade active din viața ta, poate duce la creșterea probabilității de situații traumatice. În primăvara anului 2021, sistemul tău digestiv va fi atacat, în urma acestui fapt sunt posibile agravările bolilor cronice asociate cu acest sistem. Îți menționez că, în această perioadă, crește și probabilitatea de diaree și intoxicație alimentare. Sistemul tău nervos care este deja sub stres poate avea o deteriorare semnificativă în perioada aprilie și mai 2021. Acum vei fi ca un mănânchi uscat de surcele care are nevoie doar de o scânteie pentru a izbucni. Orice flac poate servi drept motiv pentru începutul complicațiilor în aceste domeniu, de exemplu, incapacitatea de a atinge anumite obiective stabilite pentru tine vindecarea bolii înrădăcinat în mintea ta este posibilă numai prin realizarea și recunoașterea existenței unei astfel de probleme. Cel mai bun mod ar fi să contactezi specialistul corespunzător. În iunie 2021, poziția planetelor în astrograma ta natală se va schimba, până la începutul verii 2021 ar trebui să fii într-o condiție fizică și spirituală acceptabilă. Pentru persoanele cu boli cronice precum și pentru cele ale căror boli necesită o perioadă lungă de recuperare, vine momentul în care acesta pot profita de influența aproape în echilibru a factorilor pozitivi și negativi din horoscopul natal. Cu alte cuvinte, vara anului 2021 poate fi momentul în care începe numărătoarea inversă când poți transforma valul de nereguli, începând să scapi treptată de boală. În toamna anului 2021, cel al de metal alb. Poziția planetelor în horoscopul natal indică faptul că sănătatea și starea ta de bine vor depinde în mare măsură de starea fizică și de fitnessul corpului tău. Cu o abordare respingătoare a antrenamentului fizic, te poți răni nu numai pe tine însăți, ci și pe oamenii din jurul tău, cheltuind de energie nefolosită pentru bine în certuri și atacuri ofensive în direcția lor. În decembrie 2021, vei fi predispusă la probleme și boli ale pielii, cel mai probabil cauzate de intoxicația treptată a corpului tău. Pentru a elimina astfel de probleme, îți este recomandat să incluzi în dietă mai multe legume cu un efect diuretic slab. Acest lucru va ajuta organismul să lucreze mai eficient și să elimine regulată toxinele rezultate. Horoscopul chinezesc 2021 după semnul nașterii dacă ești leu dar în zodiacul chinezesc ești șobolan. Taurul de metal alb te va înzestra cu o impresionabilitate și emoționalitate sporite. Este bun pentru creativitate, dar în relațiile cu colegii și cu cei dragi, este mai bine să arăți reținere și tact. Înscrie-te la o piscină sau sală de gimnastică, exercițiile fizice regulate ți vor consolida sistemul nervos. Evită conflictele dacă ești provocat în ele. În dragoste, bucurăte de moment, dar cu măsuri preventive de rigoare, este prea devreme pentru a face planuri globale. Dacă ești leu dar în zodiacul chinezesc ești taur, taurul alb îți va prezenta un dar generos, un sentiment de libertate. În cele din urmă, afacerea ta preferată va începe să obțină profit, mulți vor putea să-și deschidă propria afacere să-și cumpere o mașină sau să rezolve o problemă de locuință. În viața personală, vei simți umărul unei persoane dragi, ești înțeleasă perfect și interesele tale sunt împărtășite. Doar să nu tragi din traga pătură peste tine. Fie ca îngrijirea și sprijinul să fie reciproce. Dacă ești leu dar în zodiacul chinezesc ești tigru. În prima jumătate a anului, astrele ți recomandă să nu stai nemișcată. Te așteaptă numeroase călătorii de afaceri și cineva chiar va merge la muncă în străinătate. Când călătorești, vei câștiga independență. Începând cu vara lui 2021, vei avea șansa să stai pe scaunul șefului. În viața personală, dă frâile jumătății tale, nu ai timp să te afli în treburile gospodărești. Dacă ești singură cu nasul în vântă după o cuvertură, ai mai multe șanse să găsești dragoste departe de casă. Dacă ești leu dar în zodiacul chinezesc ești epore, 2021 a pregătit o actualizare și repornire pentru tine. Până în primăvară va fi posibil să scapi de povara care cântărea asupra ta, să ți schimbi reperele și să faci loc pentru impresii proaspete. În a doua jumătate a anului, astrele îți vor testa capacitatea de negociere poate că într-un fel trebuie să cedezi, dar, pierzând în lucruri mărunte, vei atinge un obiectiv global, armonia cu tine însăți și lumea din jurul tău. Dacă ești leu dar în zodiacul chinezesc ești dragon, munca și hărnicia ta vor fi demne de aplauze, dar chiar și cea mai puternică baterie are nevoie de reîncărcare. Taurul de metal alb îți recomandă să nu amâni vacanța până la vară, pe o pauză în primăvară și dedică un răgaz nu treburilor casnice, ci recuperării de pline, și atunci ai suficientă energie până la sfârșitul anului. O surpriză plăcută te așteaptă în ultimele luni ale anului 2021. Dacă ești leu în zodiacul chinezesc ești șarpe, cineva sau ceva te va împinge în dezacorduri cu colegii, rudele și chiar legea, dar ai suficientă înțelepciune pentru a nu ceda provocărilor rezolvând sarcini fatidice, îți vei întări voința și vei câștiga experiență. Până la sfârșitul anului, vei simți că ai mutat o notă în dezvoltare, iar arta te va ajuta să te distrezi și să te relaxezi, ieși mai des la muzee, teatre sau cel puțin la cinema. Dacă ești leu dar în zodiacul chinezesc ești cal. Norocul îți zâmbește independent și încrezător în tine. Bazează-te doar pe propria forță, este puțin probabil ca ajutorul extern să meargă în viitor. Pentru sfaturi, consulte literatura de specialitate sau experți calificați care nu au legătura cu familia sau prietenia. Taurul de metal alb îți recomandă cu tărie să ți îmbunătățești calificările sau să primești studii suplimentare. Dacă ești leu dar în zodiacul chinezesc ești oaie. Norocul te însoțește în toate eforturile tale. În 2021 Îți vei asuma în siguranță o afacere nouă sau să lucrezi în mai multe direcții simultan. Ai grijă de îmbunătățirea locuinței, reparațiile vor fi relativ ușoare și nedureroase. În ceea ce privește comunicarea, taurul de metal alb te încurajează să te contacteze doar cu oamenii care îți plac, tăindu i pe cei care nu-ți plac. Păstrează-te fidelă și dovedește loialitatea față de jumătatea ta. Aceste lucru este mai important ca niciodată. Dacă ești leu dar în zodiacul chinezesc ești mai muță. Lentoarea și lena ta vor juca în mâinile tale. În timp ce alții se zbat, vei lua decizii informate și corecte. Afacerile familiale și gospodărește nu tolerează grabă. Discută cu calm în relațiile cu rudele, consultă specialiștii. Lasă-ți gândurile să se coacă și doar atunci acționează flexibilitatea relaxantă și exercițiile de întindere îți vor îmbunătăți sănătatea. Dacă ești leu dar în zodiacul chinezesc ești cocoș, inima cere schimbare. Dar când iei decizii globale, ia în considerare interesele și dorințele celor dragi. Acest lucru va reduce riscul de conflicte și de navigație solo. La locul de muncă, ai un aliată de încredere. Identifică-l. Împreună cu el, poți atinge noi culmi profesionale. Până în toamna anului 2021, majoritatea întrebărilor se vor clarifica de la sine. În decembrie, poți decide cu privire la o nuntă sau un copil. Dacă ești Leu, dar în zodiacul chinezesc ești câine. Uneori ți se pare că cei din jurul tău nu te înțeleg și nu te susțin. Și ce dacă? Mergi la obiectivul tău ignorând criticile. Vei fi surprinsă cât de bun va fi rezultatul în a doua jumătate a anului taurului de metal alb, atitudinea față de tine se va schimba. Vei fi privită ca o persoană care privește în viitor și practic, care nu se teme de responsabilitate. Iar încrederea personală în tine va izbucni. Dacă ești leu dar în zodiacul chinezesc ești mistreț, anul ți-a pregătită deja o mulțime de surprize plăcute. În prima jumătate a anului 2021, Vei întâlni o persoană care va deveni foarte curând apropiată și dragă. Și toamna, există o mare probabilitate de reîncărcare în familie. În ceea ce privește finanțele, anul va fi destul de profitabil, dar, în același timp, cerințele pentru calitățile tale profesionale vor crește și ele. Nu înceta dezvoltarea și găsește timp pentru a-ți îmbunătăți abilitățile. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!